Pe 11 martie 2011, un cutremur de magnitudine 9, cel mai puternic din istoria Japoniei, s-a produs în Pacific. La Tokyo și Yokohama, la peste 300 de kilometri de epicentru, era deja panică. Mașinile sălteau pe stradă ca niște jucării stricate, iar tavanele se prăbușeau peste călători în aeroporturi. Aproape 400 de kilometri la nord, în prefectura Fukushima, Pacificul invadase uscatul cu o forță înspăimântătoare. A fost cel mai devastator tsunami din istoria Japoniei, care în unele zone a ajuns și la nivelul de 40 de metri. Digurile de pe țărm ridicate până la 10 metri nu i-au putut salva pe localnici. Valul seismic a trecut peste construcții pe 10 de kilometri de-a lungul coastei. De pe acoperișul și terase, supraviețuitorii priveau disperați cum orașele lor erau înghițite în valuri. Conducerea unei școli a salvat în acele momente cumplite viața a peste 300 de oameni, pe care i-a lăsat înăuntru și s-au refugiat cu toții pe acoperiș. Imaginile din satelit luate înainte și după trecerea valului seismic îți taie respirația. Nu mai recunoști aproape nimic, doar munți de resturi rămase după retragerea oceanului. Cutremurul și valul seismic n-au fost de ajuns. A urmat o catastrofă nucleară. Centrala atomică de la Fukushima a rămas fără energie electrică, sistemele de răcire a reactoarelor s-au oprit, iar unul dintre ele a explodat. Alte două reactoare au suferit avarii în zilele următoare. Peste 160.000 de oameni au fost evacuați, în timp ce membrii echipelor de intervenție și-au riscat viața săptămâni la rând pentru a răci reactoarele și pentru a împiedica scurgerile de apă radioactivă în Oceanul Pacific. An bun după dezastru, 10.000 de oameni au muncit la decontaminarea zonei, devenită între timp un pustiu sinistru de ruine. Doar câțiva localnici au refuzat să plece și abia în ultimii ani autoritățile au permis întoarcerea unora dintre locuitori.